Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm primul unboxing al campaniei 6 de la Avon. Am și un catalog să vă arăt imediat. Așa arată catalogul campaniei 6. Eu am plasat o comandă chiar în prima săptămână. Voi probabil o să vedeți în a treia săptămână de campanie acest unboxing. Am și cele 6 parfumuri Today care nu au venit în campania trecută, au venit acum, dar o să vi le arăt la momentul potrivit. Am și câteva produse noi pe care vreau să vi le arăt, dar v-am spus să le vedem la momentul potrivit. Acum o să desfac cutiile și vedem ce se află în interior. După cum ați văzut, am desfăcut toate cele 3 cutii și le-am dat la o parte pe cele 2 care erau mai mari. Eu am comandat în așa fel încât să adun 25 de produse din cele participante într-un program pe care o să vi-l și arăt ca să știți despre ce vorbesc. Este în MyAvon Magazine, iar reprezentanții cred că l-au văzut și îl cunosc, dar poate nu l-ați văzut sau poate sunteți interesați. Ăsta este programul. Momentan, pătura de plajă sau picnic nu este disponibilă, nu este pe stoc. Trebuie să comandezi 25 de produse de la paginile participante și astfel primeai această pătură. Probabil o să se primească în momentul în care ea va fi pe stoc. Bun. Pentru că am comandat 12, 11, un set de aproximativ sau 8 broșuri, nu știu exact câte am comandat, sincer, pentru că am deja destul de mult timp de când am plasat comanda, a fost o problemă cu o problemă pe care am gestionat-o până la urmă, dar a întârziat cumva venirea coletelor, așa că nu mai știu exact produsele care sunt în interior. Am primit și oferte de acestea pentru a doua comandă, practic, din fiecare campanie. Dacă ai plasat o primă comandă, primești aceste broșurele și te bucuri de prețuri mai bune la anumite produse. Bineînțeles, avem și MyAvon Magazine pentru campania 7. O să fie o campanie a make-up-ului. După cum ne-am obișnuit, fiecare campanie are diferite produse vedetă. Campania 7 are această gamă care se lansează în cadrul gamei MARC, pe care o să și vedem în câteva produse pe care eu deja le am în colet. Așa arată catalogul campaniei 7. Este un catalog, văd eu, sau cel puțin așa am impresia, subțirel. Chiar sunt curioasă. Cu vreo 20 de pagini mai puțin. Dar arată foarte bine din punct de vedere al coperții. Bun. La fel am aici cataloge. O să încerc să le dau la o parte pe câteva dintre ele și o să încep cu produsele. Lăsând la final produsele care pe care le promovez eu ca beauty trainer, pe acelea o să le vedem la final. Bun, am comandat, cred eu, 2, dacă mi-aduc bine aminte, dacă mai găsim, vă mai spun pe parcurs, creme de picioare de acestea bonus size la 150 de ml, nu, uite, 3. Mergeam eu bine aminte, 3 sunt așa. 2 creme depilatoare de la Avon Works pentru părul facial. Creioane de ochi. Am în total, cred că, 5. Uite, asta este și desfăcut. Am în nuanța Satin Grey, Soft Black și Soft Black. Trebuie să fie în 3 Soft Black în total. Și mai am încă unul albastru sau ceva de genul ăsta. Sunt clasicile creioane.
Bun. Am un Avancare Sun Plus cu SPF 30 la 150 ml, un spray de acesta cu SPF 30. Astea sunt produsele de care să vă spun la final. Cataloage și aici mai am seturile de pungi. Am seturi de pungi de acestea medii și am și mici, dacă le găsesc. Da, uite, am găsit și mici. Uite, am mai găsit un creion. Două creioane, bun, le-am găsit pe toate. Unul mai este în nuanța Soft Black și unul Cosmic Brown. Și așa arată ele. Bun, să trecem la următoarea cutie. Bun, în această cutie, după cum vedeți, am geluri de duș, geluri de duș predominant. Am și tudeiurile de care vă spuneam, ar trebui să fie 6 la număr. Tudeiurile sunt cele clasice, bine, ambalajul este schimbat de campania trecută, dar ele arată la fel. Aici am un produs pe care vi-l arăt la final și haideți să vă arăt gelurile de duș. Am așa, cu Fruity Margarita, două bucăți. Apoi, cu lăcrămioare, două bucăți, au 500 de ml acestea. Am Cool Blast, două bucăți. Iar de acestea la gun ar trebui să am, cred că vreo 5. Am o clientă care și le comandă pe cele la 500 de ml, de obicei, dar varianta aceea nu mai există în catalog. Nu știu dacă va mai apărea vreodată și am comandat cele la 720 ml data aceasta. Mai am două Wild Strawberry Dreams la 500 de ml. Tudeiurile, cele 5 care au mai rămas. Încă o cremă de picioare de la Footworks, la tot la 150 ml. Și pentru că o clientă și-a comandat acele creioane de ochi pe care vi le-am arătat deja, am îndeplinit condiția pentru a comanda acest rucsac la doar 18 lei. Eu o să-l desfac. Și așa arată el. Este super drăgălaș. Nu mă așteptam să fie chiar atât de drăguț. Iar materialul pare unul destul de bun. După cum vedeți, nu este transparent. O să fie potrivit pentru vara. Asta l-am luat practic pentru mine, pentru sora mea. Bine, cel mai probabil o să-l ia sora mea, dar... Na. Ne împăcăm cu această idee. Și hai să trecem și la următoarea cutie. Bun. Aici mai am un produs pe care să vi-l arăt imediat ce terminăm cu acestea și am restul de geluri de duș de acestea de la Lagoon sau Lagoon, cum o fi. Aparent am comandat mai multe, mi-a comandat 5, am comandat mai multe. 7 în total. Apoi mai am 4 spumante de baie, 2 cu bubblegum. De acestea la un litru, ăsta miros extrem de bine. Îmi pare foarte rău că nu avem cadă, pentru că cred că aș consuma de spumante de baie, doamne. Și două cu Green Apple și ăsta miros foarte, foarte bine. Și mai am pe comandă un Premier Lux la 50 ml. Ăsta este în ofertă în această campanie, așa că dacă aveți cliente care vi-l comand sau dacă știți că îl folosiți, îl găsiți la un preț foarte bun în catalog. Și am 4 produse pe care vreau să vi le arăt. 3 dintre ele fac parte din programul de beauty trainer în care am intrat de curând. Și am și un produs pe care mi l-am comandat eu. Vă spuneam că se lansează o nouă gamă, Oh So Tokyo se va numi. Și este în gama MARC. Așa arată ambalajul. Ambalajele arată foarte, foarte bine. Este Calligraphy Liner, se numește el, dacă se vede aici, iar eu l-am luat în nuanța Night View. Și hai să-l și vedem.
nu sunt eu cea mai bună în a... Adică nu prea reușesc să-mi fac linia de tuș, dar am zis că o să încerc cu ajutorul produselor ăstora. Uite, așa arată el. Are un vârf foarte, foarte ascuțit, după cum vedeți. Și ca să fac și un swatch... Da, tocmai mi-am mâzglit toată mâna, așa arată. Și dacă doar ating, face doar niște umbre care nu se cunosc. Trebuie pur și simplu să apăs așa, ca să iasă ceva din el. Nu mă așteptam la asta, chiar credeam că o să fie un produs revoluționar, ca să zic așa, pentru că am auzit doar de bine de această gamă. Poate nu știu eu să-l folosesc, nu știu, dacă voi v-ați comandat deja și știți ceva despre cum poate fi folosit, puteți să-mi lăsați în comentarii. Asta este produsul și cam așa arată mâna mea după ce l-am testat. Bun, o să mă șterg și apoi continuăm cu celelalte produse. Bun, mai departe, celelalte produse, care sper să nu mă dezamăgească cum a dezamăgit acesta. Am primit 3 produse, 2 din gama aceasta, de la Marc, Oxo Tokyo. Am un ruj în nuanța Rose Red. Așa arată produsul în ambalaj. Ambalajele arată foarte, foarte bine. Cred că sunt cele mai frumoase ambalaje de până acum de la ei, de la Avon. Așa arată produsul. Și de asemenea foarte, foarte bine. După cum vedeți, are forma unui ruj în interior. Dar el este cu pensulă. Este foarte, foarte ingenios, arată foarte bine. Și ca swatch arată cam așa. Eu nu sunt adepta rujilor lucioase, mie îmi plac mai mult cele mate. Sper eu pe buze să se așeze mai bine și să arate binișor. Oricum o să fac postări pe Instagram despre produse. Dacă nu mă urmăriți, aveți linkul în descriere și puteți să mă căutați acolo. Am deja postare de la crema de pe coperta din campania aceasta și urmează și parfumurile. Bun, mai departe am Oxo Powder Blossom. Este paleta care s-a lansat din aceeași gamă. Din nou, ambalajul este wow. Am scos-o și foarte, foarte greu din cutie. Și așa arată în interior. Și ca să facem și un swatch, cam așa arată. Nu se vede extraordinar de bine. Este practic un blush și un iluminator. Nuanța este Blossom Breeze. Și sper eu să reușesc să folosesc și acel tuș. Sper eu să fie vreo tehnică pe care nu o cunosc și să trebuiască să o folosești pe aceea ca să poți să utilizezi tușul, pentru că altfel îmi pare extrem, extrem de rău. Așa arată și parfumul pe care se va lansa în campania 7. Este din gama Persiv, Persiv Silk. Are 50 ml și hai să-l și desfacem, să-l testăm. Sticla arată identic cu cea clasică, aduce puțin așa cu roz lichidul pe care l-are în interior, dar mai mult transparent. Și să-l și testăm. Miroase bineșor la primul simț, ca să zic așa. Sper eu să fie unul fresh, pentru că eu nu pot să port parfumuri dulci. Sper să fie unul potrivit pentru sezonul cald. Citric ceva. Hai să vedem ce are în compoziție. Este o combinație delicată de mandarină, iasomie și mosc, care relaxează simțurile. Asta este descrierea din catalog. Și se va regăsi la 59 de lei. Cel mai probabil va fi într-o ofertă cu toate parfumurile din gama Persiv. Așa arată el aici în catalog și așa arată în realitate.
Sper că v-a plăcut acest unboxing. O să fie unul destul de lung, pentru că au fost destul de multe colete și destul de multe produse. Așa arată catalogul campaniei viitoare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, comentarii, să-mi spuneți dacă sunteți deja reprezentanți, dacă v-ați dorit să deveniți. Și știu eu dacă folosiți produse pe care deja le-ați văzut la mine sau dacă știți să-mi recomandați produse din gama Avon pe care nu le-am testat încă, vă aștept în comentarii cu diferite păreri și recenzii. Eu am fost Andreea și până data viitoare v-am pupat!